Vești bune pentru români. Mii de funcționari din 7 ministere și instituțiile subordonate acestora vor avea salarii mărite de la 1 august. Anunțul a fost făcut astăzi de către Ministerul Muncii. Potrivit proiectului ordonanței privind salarizarea în sistemul public, salariile a mii de români vor ajunge la 70% din cele ale funcționarilor din Secretariatul General al Guvernului. Astfel, peste 6.000 de funcționari din 7 ministere și instituțiile subordonate acestora vor avea salarii mărite de la 1 august. Printre aceștia se află angajații din cultură, comunicații, transporturi, tineret și sport, dar și din Ministerul Muncii. În prezent, în administrația publică centrală lucrează 508.000 de persoane, însă există diferențe mari între diferite domenii, cu o medie de 1.580 de lei în sănătate și aproape 2.500 de lei în administrație și apărare. Totodată, majoritatea angajaților din finanțe și ANAF câștigă peste 4.000 de lei.